Pacea Domnului, scump tineri, dragi ascultători, ne bucurăm și slăvim pe Domnul că ne-a dat o nouă posibilitate să avem o emisiune din seria Tineri ca tine. În seara aceasta avem invitat alături de noi pe fratele Igor Culin, diaconul bisericii din Caplani. Mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni la emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație, și vă salut cu pacea Domnului în această minunată seară frate Igor, mai întâi de toate, te rog ca să ne spui în câteva cuvinte despre tine și despre familia ta. Deci, cum ai menționat, mă numesc Igor Culin, sunt din satul Caplani, sunt căsătorit, împreună cu soția creștim opt copilași, în biserică duc slujirea de diacon și responsabil pentru biserică. Mulțumim! În seara aceasta am ales ca să vorbim despre un personaj deosebit și anume despre Daniel. Poți, te rog, să ne spui de ce Daniel, prin ce se deosebește el de ceilalți personaje din Biblie și prin ce este actual? Daniel a fost un tânăr deosebit prin faptul că a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Chiar dacă a fost și el un tânăr ca și noi... Și a fost și el la etapa de creștere, de dezvoltare, și așa ca oricare tânăr. Dar, totuși, a avut o credință firmă, niște principii deosebite de a fi credinciosul Dumnezeu și corespunzător. Ca urmare, a avut și niște experiențe deosebite cu Dumnezeu. De aceea am ales acest personaj pentru că avem ce învăța noi ca cei care trăim după aproximativ 2500 de ani, după perioada lui Daniel, avem ce învăța de la așa oameni minunații al lui Dumnezeu. Frate Igor, atunci când vorbim despre oameni, despre fapte, este foarte important să înțelegem contextul, în ce perioadă istorică au trăit ei și ce se întâmpla pe atunci în poporul Israel, în ce context, în ce condiții a crescut și a slujit Dumnezeu Daniel. Deci dacă ar fi să începem ceva mai devreme, trecuse aproximativ 800 de ani de la perioada lui Josua când a fost împărțit țara Canaan și fiecare din seminții și-a primit partea și s-au stabilit și s-au format ca popor pe pământul lor unde Dumnezeu altădată le-a făgăduit că le va da țara în care curge lapte și miere. Deci Dumnezeu și-a împlinit făgăduința aceasta. Și au trecut și 400 de ani de la perioada lui David ca împărat a lui Dumnezeu care a fost tot un om deosebit. El a avut fiul lui Solomon care a construit templul din Ierusalim, minunatul templu, frumosul templu, deci trecuse de la această perioadă vreo 400 de ani aproximativ. Mai aproape de perioada noastră, anul 500, Daniel a crescut sub influența și am putea ca să spunem sub educația lui Ieremia, Prorocul lui Dumnezeu, care a vorbit foarte mult poporului Israel, căutând să abată mânia lui Dumnezeu care venea asupra lor, pentru că s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu de niște lucruri, și anume de neascultare și de faptul că s-au abătut de la Dumnezeu. Și foarte mult a vorbit Ieremia și ne aducem aminte despre pilda coșului cu smochine, ne aducem aminte despre casa olarului, deci în această educație a crescut Daniel și contemporanii săi. Și totuși, neascultând și ne luând în seamă cuvântul lui Dumnezeu, s-a întâmplat că Dumnezeu și-a hotărât totuși sau a decis soarta poporului și și-a rostit sentința. Și pe data de 19 iulie 586, după doi ani de asediu, Ierusalimul cade și poporul Israel este dus în robie, după cum a profețit Ieremia, pentru 70 de ani. Deci, orientativ, asta este ce aici putem ca să spunem despre contextul istoric, în așa mediu a crescut Daniel. Și apoi el, s-a stabilit cu alți tineri în imperiul babilonian și a crescut sau mai departe și a primit educația la curtea lui Nebucadnețar. Mulțumim frate Igor, ne-a adus aminte că poporul lui Israel nu trăia tocmai cele mai fericite vremuri în perioada aceea și orașe ca Ierusalimul care avea o faimă deosebită altădată, acum nu mai avea o faimă aceea și poporul acesta care avea toate făgăduințele nu mai avea așa multe privilegii sau dacă avea multe dintre ele, adică vreau să zic că în fața lui Daniel totuși erau niște fapte istorice și niște realități cu care se întâlnea el nu tocmai plăcute înaintea lui Dumnezeu și totuși despre omul acesta, când ne uităm în Scriptură, găsim că a fost credincios și nu s-a poticnit. De ce a fost așa? Ce a stat la baza fiului lui de a trăi? Da, deci binevenit întrebare, pentru că într adevăr ca să vedem pe Daniel, un om așa puternic, trebuie ca să vedem și principiile după care el s-a condus ca să aibă așa rezultate frumoase în viața lui. Primul lucru care este în evidență este scris la capitolul 1 și versetul 8 A hotărât ca să nu se spurce, este scris despre Daniel Deci chiar dacă a avut posibilitatea undeva să uite principiile care le-a învățat acasă Care le-a învățat în poporul lui Dumnezeu în vedere Sau care le cunoștea din educația lui religioasă El totuși a hotărât ca să nu se spurce deci dacă să facem așa o paralelă sau să aducem aminte principiul nou testamental, Domnul Iisus vorbește în predica sa de pe munte ferici de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu. Deci același principiu îl vedem trasat bine în viața lui Daniel ca un om care își păstra inima curată. Alt moment care se evidențiază în viața lui Daniel, este că el dă slavă lui Dumnezeu. Este menționată mai multe texte, și anume. Spre exemplu, capitolul 2, versetul 20. Atunci când este vorba despre faptul că Daniel trebuie să stea înaintea împăratului și să vorbească despre descoperirea lui Dumnezeu, el nu și atribuie, nu și asumă această lucrare lui personal, dar dă slavă lui Dumnezeu și spune că Dumnezeu sau este în cer un Dumnezeu care poate ca să facă claritate sau stâlmăcească vedenile sau visurile. Și asta o spune în mai multe momente. Deci în versetul 23, versetul 37 și mai multe versete este scris și arătat acest lucru vestește cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Este un factor destul de important când noi putem ca să spunem sau să proclamăm, să vestim mesajul lui Dumnezeu destul de clar și cu îndrăzneală. Și el spune acest cuvânt. De exemplu, îi spune lui Belșațar că împărate, Dumnezeul cel preanal dăduse tatălui tău nebucat nețar, împărăție, mărime, slavă, strălucire, deci vorbește despre asta, pe urmă spune despre faptul că dar cât despre tine tu ești numărat, cântărit și împărțit. Deci îi spune clar mesajul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Acesta ar fi al treilea principiu care îl vedem. Al patrulea principiu îl vedem chiar dacă este fixat la bătrânețea lui, dar îl vedem trecând prin toată viața acest principiu sau această Calitate frumoasă care a putut ca să o dezvolte Daniel sau acest lucru frumos în viața lui și anume părtășia cu Dumnezeu, se roagă, negătând la porunca împăratului, capitolul 6, versetul 10. Chiar dacă din partea împăratului a fost această poruncă ca să nu se roage, să nu înalță nimeni nicio rugăciune, după cum bine știm din cuvântul lui Dumnezeu, el totuși se roagă e foarte frumos. Și avea o experiență cu Dumnezeul cel viu, pentru că când este pus în față cu o situație critică, cere prietenilor să se roage. Mulțumim, frate Igor. De fiecare dată când mă gândesc la tineri și poate în general la faptele eroice ale credincioșilor, mi-aduc aminte despre un verset unde este scris că tovarășii rele strică obiceiurile bune. Și asta îmi vorbește foarte clar că un om poate fi foarte bine educat, poate să cunoască foarte exact ce învață Scriptura, cum trebuie să trăiești corect, mai mult ca atât, omul acesta poate avea dorințe foarte bune și totuși să meargă din rău în mai rău din cauza tovarășilor, din cauza prieteniilor care le are. Și îmi dau seama că un om, având niște tovarășii rele, nu va putea niciodată să propășească în dorințele bune care le are. Totuși, cum era situația în cazul lui Daniel? Frate Sergiu, într-adevăr, este o remarcă foarte binevenită. Daniel a putut ca să-și păstreze credința lui și principiile lui neclintite, fiind înconjurați de niște prieteni devotați care, la momentul oportun sau atunci când a fost cazul, eu intervenit, am adus aminte acest moment când ei sunt rugați de Daniel ca să se roage, să mijlocească la Dumnezeu, ca să-i descopere această taină, atunci când a fost visul lui Nebucat ne aducem aminte, capitolul 2 este scris despre aceasta și prietenii lui se roagă și mijlocesc la Dumnezeu pentru ca să fie rezolvată această situație critică, această întrebare critică din viața lor și Dumnezeu de rezolvare acestei întrebări. Este foarte important, într-adevăr, cum ai menționat, tovărășiile cu care ne legăm să o facem unele relații de prietenie. În Sfânta Scriptură, vedem, de fapt, că mai sunt, așa, prietenii, cum ar fi prietenia sau, de fapt, sfatul celor care erau în anturajul lui Roboam, fiul lui Solomon. Și când el a întrebat de ei cum să procedeze în situația cu împărăția, trebuia de ușurat, de fapt, muncele de corvoadă care Solomon le pusese asupra poporului, și el deci iată, punându-se la cale sau sfătuindu-se cu cei care erau din preajma lui, a făcut o greșeală, deci vedem ca un exemplu negativ acest lucru. Sau un exemplu pozitiv ar fi în viața lui David, noi vedem prietenii lui David cu care el i-a avut în preajmă și cu care a avut biruințe frumoase, fiindcă au fost niște prieteni devotați care au slujit lui Dumnezeu împreună și cu care au obținut biruințe. Într-adevăr, Daniel a avut niște principii clare de care s-a ținut ferm ca să trăiască în toată viața lui. De câte ori mă gândesc la lucrurile acestea, de câte ori mă întâlnesc cu situații neordinare, unde trebuie să procedez neordinar, de multe ori îmi vine în minte așa un gând. Frumusețea unui om stă în principiile după care el trăiește. Cei mai mulți din lumea aceasta tind ca să trăiască după mersul lumii acesteia și numai puțini, dar foarte puțini încearcă ca să stea tari și să trăiască după niște principii care poate de cele mai multe ori nu coincid cu ceea ce se promovează în lume. Fiecare dintre noi vrea să vadă minuni, vrea să vadă lucruri mari, neobișnuite, dar nu toți le văd. Mai mult ca atât. Cei care le văd sunt cei care trăiesc după principiile acestea. Și ce este interesant că pentru aceste lucruri mari trebuie să plătești și un preț. Care a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească Daniel ca să vadă aceste lucrări minunate ale lui Dumnezeu? Frate Sergio spun oamenii că în lumea asta pentru tot trebuie să plătești. Și într-adevăr ca aceste principii sănătoase și biblice să fie păstrate sau poziție la nivelul corespunzător, numai decât avem ca să plătim și noi ceva, și anume, în viața lui Daniel ne aducem aminte acest moment când el o trebuie ca să plătească chiar cu prețul vieții mergând să plătească acest principiu de a rămâne credincios lui Dumnezeu. Da, noi cunoaștem istoria, spre exemplu, istoria cu groapa cu lei și cum Dumnezeu l-a izbăvit, dar el nu cunoștea inițial planul lui Dumnezeu cu privire la el și o trebuie ca să fie destul de ferm și destul de așa, să realizeze ce aici putea ca să întâmple și totuși să meargă și să fie gata ca să plătească acest preț al păzirii poruncii lui Dumnezeu și al urmării în supunere a lui Dumnezeu. Deci el a fost gata acest lucru să-l facă, chiar dacă o trebuit ca să fie aruncat în groapa cu lei și Dumnezeu în chip minunat, în chip minunat, L-a salvat pe robul său, care a fost gata, așa de expresiv, să slăvească pe Dumnezeu chiar cu prețul vieții sale. Ne aducem aminte din viața prietenilor săi, care la fel au trebuit ca să fie gata, ca să meargă în cuptor pentru ca să plătească și ei acest preț al credincioșiei față de Dumnezeu, chiar dacă au fost preîntâmpinați și n-au fost cumva așa deci n-au avut posibilitate cumva să gândească, să realizeze la ce merg, nu. Li s-a spus destul de clar și ei ca oricare puteau ca să facă un calcul și să spună că nu sunt de acord, dar ei încă o dată fiind preîntâmpinați tot și-au mers ferm pe pozițiile lor și-au fost gata ca principiile lui Dumnezeu să le păstreze la înălțimea cuvenită în viața lor și noi ne bucurăm și slăvim pe Dumnezeu pentru așa exemple minunate tot vorbim despre principii, uneori este mai ușor să trăiești după ele. Spre exemplu, e mai ușor să fii modest atunci când duci lipsuri. Dar ce se întâmplă atunci când, poate dintr-o dată, ajungi într-un cerc de oameni cu un rang important în societate? Există pericolul acesta ca să îți schimbi principiile, valorile? Care a fost situația în cazul lui Daniel? Situația în cazul Daniel chiar a fost așa pentru că îl vedem din tinereța lui fragile din momentul când a fost luat ca rob și dus la curtea lui Nebucadnețar și până la adânci bătrânețe, el practic a fost înconjurat de așa oameni, fiind practic, spunem, prim-ministru la trei împărați sau la trei imperatori destul de... Important. Deci merge vorba despre perioada de anii 500 înainte de Hristos și aici menționăm pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Cir, Persanul, Dariu, Medul, deci la acești trei împărați destul de mari, destul de importanți, practic Daniel a ocupat funcții de vârf a fost între cei din elita societății, dintre cei de viță boierească, cum e scris la capitolul 1, deci ca om ar fi putut ca să fie influențat numai decât, cum ai menționat, putea ca să pierde sau să șterbeze cumva principiile lui sau credința lui sau mai știu eu ca oricare om putea ca să cedeze undeva sau să cedeze sau să dea pozițiile, dar totuși aceasta nu a fost pentru el un obstacol sau o problemă sau o întrebare, totuși în așa poziție înaltă el a putut ca să păstreze credincioșie lui Dumnezeu. Mulțumim! Acum, apropiindu-ne de încheiere, te rog ca să dai un sfat tinerilor noștri, ascultătorilor noștri, având aceste învățături frumoase din Biblie, cum ar trebui astăzi să îl urmăm exemplul Daniel? Frate Sergiu, dragi ascultători, pentru mine este de mirare deci, acest moment care se întâmplă, că au trecut epoci, generații, imperii și mulți ani. Am menționat aproximativ 2500 de ani, poate 2600 de ani, deci orientativ, dar principiile lui Dumnezeu rămân aceleași vedem din cazul lui Daniel așa principii ca capitolul 1, versetul 8, care l-am menționat, Daniel a hotărât să nu se spurce. A căutat să slujească Domnului cu cei sfinți și a fost un om al rugăciunii. Și aș vrea ca Dumnezeu și pe noi să ne ajute, ca să păstrăm inima curată, să slujim cu cei sfinți, cum e scris la Psalmul 16, versetul 3, sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Scăutăm ca să fim niște oameni ai rugăciunii, și atunci Dumnezeu este gata ca să intervină la momentul oportun și cu minunile sale, cu intervențiile sale neobișnuite și supranaturale. știi Dumnezeu când să o facă. Din partea noastră Dumnezeu să ne ajute ca aceste principii care le-au fost în viața lui Daniel să fie și în viața noastră. Dumnezeu să binecuvânte pe toți tinile la aceasta. Amin. Amin. Mulțumim foarte mult fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să trăim după principiile și să rămânem în învățătura și în cuvântul său. Într-adevăr, chiar dacă am dorit foarte mult, chiar dacă am alege cei mai buni oameni alături de care să trăim, totuși nu vom putea avea o trăire plăcută și curată dacă nu vom striga în primul rând la Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu va fi alături de noi. Dacă Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui să moară pentru noi și în care avem mântuirea, dacă Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi, cu cât mai mult nu ne va ajuta să trăim după Sfânta voia Lui, scump tineri, și astăzi fiecare dintre voi poate fi un Daniel, fiecare dintre voi poate vedea minunile care le-a văzut Daniel, poate chiar și mai mult. Fie ca Domnul doar să ne ajute să rămânem în Cuvântul lui, în principiile lui, și să căutăm ca numele lui să fie slăvit prin viața noastră. slavului pentru toate. Amin.